Da, înțelegerea mea asupra oricărui sistem, și implicit și asupra sistemului sanitar, este că nu funcționează pe bază de frică sau de curaj, și curajul de asemenea se bazează pe profesionalism și pe sigur, datoria fiecăruia de a face ceea ce trebuie. Nu este blocat transplantul în România. Am văzut cazul prezentat ieri în conferință, am văzut și care este adevărul. A existat un reportaj de la ProTV în care am văzut care este adevărul. Nu pot închipui că un sistem în care s-a investit numai anul trecut câteva zeci de milioane în training pentru personal, nu pot să-mi închipui că se sperie toată lumea, pentru că ministrul spune, da, organele trebuie alocate într-un mod transparent. Da, trebuie să ajungem în lumea civilizată. Da, trebuie să evităm orice nerespectare a regulilor care poate duce la corupție sau lucruri mai rele decât atât.